Este foarte fain să fim binecuvântați și ne-am simțit binecuvântați și ne simțim binecuvântați, dar Biblia zice este mai ferice de cel care dă, de cel care binecuvintează și de aia haideți în dimineața asta să dăm laudă Domnului. Haideți în dimineața asta să înălțăm pe Dumnezeul nostru atotputernic, pentru că nu este nimeni ca Domnul. Nu este nimeni ca Domnul. Biblia spune căci căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Cuvântul Domnului este încercat. El este un scut pentru toți cei ce aleargă la El. Căci cine este ca Dumnezeu afară de Domnul și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? Nu este nimeni. Aleluia! Haideți să înălțăm, haideți să-L înălțăm pe El. Haideți la închinare. Ești de partea mea, Domnul e de partea mea.
Domnul e de partea mea, Domnul e de partea mea, El nu mă va lăsa. Domnul e de partea mea, Domnul e de partea mea, Domnul e de partea mea, El nu mă va lăsa. Orice boală, Iisus, Tu ne ungi cu un de lemn, Tu ne curăți orice rană, Tată, Tu ne scapi de orice rău. Tu ne vindeci inima zdrobită, Tu ne dai odihna Ta, Tu ne pui piciorul iar pe stâncă, Tu ne dai puterea Ta. Tu azi vindeci poporul, Tu ești vindecătorul, doar prin rănile Tale suntem vindecați. Tu azi vindeci, Tu azi vindeci poporul, Tu ești vindecătorul, doar prin rănile Tale suntem vindecați. Tu ne vindeci, Tu ne vindeci de orice boală, Iisus, Tu ne ungi cu un de lemn, Tu ne curăți orice rană, Tată, Tu ne scapi de orice rău. Tu ne vindeci inima zdrobită, Ai odihna Ta, Tu ne pui piciorul iar pe stâncă, Tu ne dai puterea Ta. Tu azi vindeci poporul, Tu ești vindecătorul, doar prin rănile Tale suntem vindecați. Tu azi vindeci poporul, ești vindecătorul, doar prin rănile Tale suntem vindecați. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, aleluia, Jehova Rafa este pe tron. Iisus e vindecare. Biblia spune despre Petru și Ioan că s-au dus la templu și acolo la poarta cetății era un olog. Și ce a spus? Hai să ne rugăm pentru tine să vedem, poate, poate cineva. Nu, el a spus, aur și argint nu am, dar ce am, aceea îți dau, ce avem. Biblia spune că în rănile Lui am fost tămăduiți, am fost vindecați și de aceea haideți să cântăm cu credință că este un lucru care îl avem în Iisus Hristos. Tu azi vindeci poporul. Tu azi vindeci poporul. Tu ești vindecătorul. Doar prin rănile Tale suntem vindecați. Tu azi vindeci poporul,
Tu ești vindecătorul. Doar prin rănile tale suntem vindecați. Tu ați vindeci poporul. Tu ești vindecătorul. Doar prin rănile tale suntem vindecați. Doar prin rănile tale. Tu ați vindeci poporul. Tu ești vindecătorul. Doar prin rănile tale suntem vindecați. 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 Prin rănile tale, Iisus, prin rănile tale, Iisus. Aleluia, îți mulțumim, Iisus, pentru vindecare. Îți mulțumim, Iisus, că în Tine avem vindecare. Că plețul pentru vindecarea noastră l-ai plătit. Ne-ai răscumpărat, ne-ai dat viață și ne vrei întregi, ne vrei sănătoși, Iisus. De aceea înălțăm numele Tău, de aceea Te iubim, Iisus, că ai făcut o lucrare completă la Golgota pentru noi. Tu ați vindeci poporul. Tu ești vindecătorul. Doar prin rănile tale suntem vindecați. Tu ați vindeci poporul. Tu ești vindecătorul. Doar prin rănile tale suntem vindecați. Prin rănile tale. Ce grozav lucru să știi că Dumnezeu Tati îți spune astăzi te iubesc. Și ce grozav lucru este că noi putem să-i spunem lui te iubim Tati, te iubim Dumnezeule. Este grozav lucru asta. Pentru că asta vorbește despre o relație specială. Numai cei care cu adevărat se iubesc pot să declare lucrurile astea între ei. Și noi știm că Dumnezeu ne iubește. Ioan 3:16 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu. Dumnezeu atât de mult ne-a iubit pe fiecare din noi, încât l-a dat pe Domnul Iisus Hristos. Pentru ca noi să avem o viață din belșug în El, o viață binecuvântată în El. Și astăzi suntem într-o zi în care vreau să continuăm ce am învățat despre autoritate. Și astăzi vreau să mergem să exersăm autoritatea. Vedeți, autoritatea are foarte multe dimensiuni. Și una din dimensiuni este cea a binecuvântării. Astăzi familia Morar a venit cu cei doi puști și ei pentru binecuvântare și mai târziu să-i chemăm aici jos în față. Dar înainte de asta vreau să vedem cât de important este și ce valoare binecuvântare. Pentru că sunt mulți oameni care spun, ce rost are să spui cuvintele alea peste el? Ce rost are să rostești acele versete din Scriptură? Ei bine, binecuvântarea este un act al autorității, pentru că binecuvântarea pune numele lui Dumnezeu peste copii și peste oameni mari, pentru că noi rostim binecuvântare și peste copii și peste oameni mari. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Numeri, în capitolul 6, de la versetul 22 în jos. Vreau să citesc aceste lucruri și vreau să știți că
Așa cum Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, ne-a vorbit nouă și spune așa, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron, vorbește lui Vali, vorbește lui Traian, vorbește lui Ion, vorbește Mariei și fiilor lui, deci fiilor lor, nouă adică, și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii din Filadelfia și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel să pună numele meu peste copiii din Filadelfia, spune Domnul, și eu îi voi binecuvânta. Atunci când pui numele Domnului peste cineva, aduci binecuvântare. Atunci când rostești numele Domnului, aduci binecuvântare, pentru că Dumnezeu spune, acolo unde este pus numele meu, eu voi binecuvânta. Dumnezeu este Cel care vrea să binecuvinteze. Plăcerea lui Dumnezeu este binecuvântarea noastră și ne bucurăm de lucrul ăsta. Și vreau să vă spun că plăcerea lui Dumnezeu este să vă binecuvinteze copiii voștri, Laura și Florin. El vrea să facă lucrul acesta și El vrea să fie împreună cu voi. Și binecuvântarea este mandatul fiecărui credincios. Noi suntem chemați să binecuvântăm. Biblia spune binecuvântați și nu blestemați. Dar vreau să vă spun, și binecuvântarea și blestemul sunt două acte de autoritate. În binecuvântare aduci numele Domnului peste cineva. Când spui Domnul să te binecuvinteze, Domnul să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine. Blestemul înseamnă a îndepărta numele Domnului și a aduce alte lucruri, pentru că atunci când pui numele Domnului, nu poate veni decât binecuvântare. Nimeni nu poate să blesteme în numele Domnului, pentru că în Dumnezeu nu este blestem, este numai binecuvântare. În Domnul nu este blestem, numai binecuvântare. Și dacă ești unul care te ocupi de Domnul și te bucuri de Domnul, tot ce poți să aduci este binecuvântarea Lui peste cei din jur, nu blestem. Pentru că atunci când rostești blestem, aduci o altă autoritate și dați-mi voie să vă spun că atunci aduci autoritatea diavolului, autoritatea celui rău. Pentru că el este cel care aduce blestem, cel care aduce boală, cel care aduce necaz. De aceea, dragii mei, mai mult și mai mult să ne ocupăm cu binecuvântarea, pentru că atunci aducem prezența Domnului. Și încă un lucru, atunci când binecuvintezi, ești binecuvântat. Pentru că Biblia spune că cel care udă, va fi udat la rândul lui. Cel care binecuvintează, va fi binecuvântat. Pentru că dacă stai în prezența lui Dumnezeu, nu poți să nu fii binecuvântat. De aceea binecuvântarea este un act de autoritate și ceea ce noi vom face astăzi este că vom face un act de autoritate în lumea spirituală punând numele Domnului peste copiii voștri și peste voi. Pentru că un copil binecuvântat este un copil cu destin din Dumnezeu. Un copil binecuvântat este un copil cu destin din Dumnezeu pentru că este legat de numele lui Dumnezeu. Ieremia spune, așa vorbește Domnul, eu știu gândurile care le am cu privire la voi. Gânduri de pace, de binecuvântare. Deci Dumnezeu are numai gânduri de pace și de binecuvântare. Și dați-mi voie să vă spun că atunci când Dumnezeu a decis să-l trimită pe Victor sau pe Matei în familia voastră, Dumnezeu deja avea vise pentru ei. Visele lui Dumnezeu erau deja făcute pentru acești copii. Și nu numai, vedeți, noi oamenii avem vise și încercăm să investim. Avem vise să ne facem copilul doctor și investim, plătim profesor la greu să îl educe. Atunci când Dumnezeu face un vis, El realizează lucrurile. În Roman 12 am văzut că Dumnezeu pune daruri din creație. Dumnezeu spune, ok, din copilul ăsta vreau să fac un medic, vreau să fac un doctor, unul care binecuvintează pe ceilalți. Și Dumnezeu pune abilități, îi dă înțelepciune, îi dă pricepere. Mâinile lui vor putea ca să meargă în tocmai ca mâinile lui Dumnezeu să vindece lucrurile. Pentru că Dumnezeu pregătește lucrurile. Dumnezeu nu repară lucrurile, ci El le pregătește. E drept că atunci când noi stricăm, El mai repară. Și Dumnezeu este Cel care ne vindecă. De ce cântăm, Tu ești vindecătorul. Dumnezeu face lucrul ăsta pentru că ne iubește. Nu vrea să ne lase să rămânem cu lucrurile stricate care le-am făcut în viața noastră și ne vindecă. Deci Dumnezeu pune aceste lucruri în copii. De aceea un copil binecuvântat este un copil cu destin. De aceea
despre copiii noștri, noi trebuie să vorbim destinul lui Dumnezeu. Și am mai spus și mă repet, noi nu trebuie să spunem despre copilul nostru, nu ești bun de nimic. Să nu uităm că între noi și copilul nostru este o legătură genetică totală. Adică din mine, care sunt un nimic, a ieșit unul care nu este nimic. Așa îmi spune. Dar Dumnezeu spune, eu știu gândurile care le-am. Noi trebuie să rostim binecuvântările lui Dumnezeu. Să spui peste copiii tăi, ești binecuvântat. Domnul te duce în destinul tău. Vreau să stau la dispoziția lui Dumnezeu, să te duc în destinul tău. Pentru că știu că Dumnezeu are vise mari pentru tine. Oh, da, eșuăm. Vin copii acasă și cu mobilier, vin copii acasă și cu tot felul de note în carnet. Și ce dacă? Dacă ne-am luat carnetele noastre de note, am vedea că sunt o oglindă fidelă a ceea ce se întâmplă astăzi. Și nu e normal ca să trecem. Din potrivă, putem să luăm un lucru de acela și să-l facem pe copil, să-l încurajăm. Am văzut mulți copii și am experimentat în ani, în slujire, lângă copii care au fost pus jos de familia lor, care au spus, oh, nu o să iasă nimic de tine. Și Domnul i-a spus încurajat și a spus, poți, Dumnezeu are vise pentru tine, du-te pentru lucrurile alea. Și mulți au spus, oh, n-am crezut că o să iasă ceva din copilul ăsta. N-am crezut. Și a spus, oh, nu, nicio problemă. Dumnezeu a crezut și ceea ce El crede, El face. Că tu n-ai crezut, nu contează atât de mult. Și ceea ce Dumnezeu crede. De aceea vreau să știți, copiii voștri sunt copii cu destin, cu destin mare. Și Dumnezeu a pus deja în ei acele abilități. Vedeți? Un copil binecuvântat este un copil protejat. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Este grozav. Oamenii își plătesc bani grei pentru bodyguard. Și unii pot ca să facă treaba, alții chiar își dau viața. Dar aici îi spune că Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Și este grozav lucru să te păzească Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are cei mai grozavi bodyguards, are îngerii care pun în jurul tău. Îmi povestea cineva și spunea, mă, a trebuit să mă duc la lucru de urgență și mi-a lăsat copiii în casă și le-am zis să stea, că numai trec strada, mă duc până la mine la atelier și o să vin repede înapoi. Dar totdeauna apar probleme. Și copiii s-au speriat și au ieșit afară să vină la mine. Și au de trecut o stradă foarte aglomerată și... el nu știa ce s-a întâmplat în timpul ăsta, dar între timp s-a întors înapoi și a găsit copiii în curte, amândoi stăteau unul lângă altul și a fost mirat, a zis, cum de n-ați trecut strada? Și a spus, a venit un înger și ne-a spus să rămânem în curte, să nu treceți. Dumnezeu are îngeri și îngerii vorbesc, îngerii vin. Nu știu cum l-au trimis Dumnezeu, nu știu cine a fi fost, poate Dumnezeu a folosit un om de pe stradă, Dumnezeu a trimis un înger, pentru că Dumnezeu nu are... și Dumnezeu păzește. De aceea rostiți numele Domnului peste copii, pentru că Dumnezeu îi păzește. Și atunci nu trebuie să-ți faci grijă. Asta nu înseamnă că noi suntem neglijenți, ci în momente de criză Dumnezeu intervine supranatural. Este grozav lucru să știi că un copil binecuvântat este un copil păzit, un copil care are lângă el totdeauna o protecție, pentru că Dumnezeu este grozav în ocrotirea noastră. A pune numele Domnului peste copii înseamnă a-i pune sub ocrotirea celui preanalt. Iar Psalmul 91 spune, versetele 1 și 2, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, adică copiii care îi pune sub numele Domnului, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetăția mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Este extraordinar lucru să știi că atunci ai un loc de scăpare, un loc al nădejdii, un loc al siguranței, un loc al viitorului. Vedeți, Dumnezeu este ocrotitor, Dumnezeu este Cel care păzește, pentru că lumea aceasta ar vrea să intre cu bocanci în viața copiilor noștri. Uitați-vă câtă vânjoleală este acum pentru ca să predăm religia în școli sau să nu predăm religia în școli. Foarte curând o să spunem, îl mai lăsăm pe Dumnezeu să domnească sau îl trimitem la plimbare. Oamenii se bagă în lucruri care nu le pricep. Noi le luăm și această sămânță a copiilor. Dragii mei părinți, Dumnezeu ne-a încredințat copiii și El ne-a dat o lege, cuvântul Lui, să învățăm copiii noștri în această lege. Școala este treaba ei să învețe aritmetică, abecedarul, să învețe fizică, chimie. Dar în ceea ce privește dragostea de Dumnezeu, este treaba ta ca și părinte. Și nu are nimeni dreptul. Poate să fie Parlamentul României, Parlamentul European sau Parlament Mondial să vină să-ți ia acest drept, pentru că Dumnezeu te-a încredințat aceasta.
Atunci când îți înveți copiii în legea Domnului, când vor fi mare, îl vor iubi pe Dumnezeu. Știți că Dumnezeu a spus despre Avram, îl cunosc pe Avram și știu că el are să poruncească copiilor lui să se teamă de Domnul. Autoritatea parentală nu este să-i dai nana la fundică în odus gunoiul, ci autoritatea parentală înseamnă în primul rând să-i poruncești să-l iubească pe Domnul. Pentru că Domnul a spus, dacă tu te ocupi și îi poruncești ca să se teamă de Domnul, Domnul a dat o poruncă copiilor. Copiii, cinstiți pe părinții voștri ca să trăiți mult și bine pe pământ. Dumnezeu nu a dat porunca asta ca tu să devii un părinte irresponsabil sau să te ocupi doar de lucrurile care nu au valoare. Prima valoare este ca să-ți faci copilul un urmaș al lui Hristos. De aceea, dragii mei, vorbiți-le copiilor despre Domnul. Ei trebuie ca să poată să decidă acest lucru cunoscându-L pe Domnul. Trăiți-L pe Domnul în familiile voastre. Fiți oameni care îl onorează pe Dumnezeu în familiile voastre și copiii voștri vor spune, nu am nicio altă șansă pentru că Hristos a trăit cu noi. Oriunde am fost, Domnul Iisus Hristos a fost acolo. Dacă am luat masa, El o binecuvânta în masa. Dacă am mers la culcare, El ne-a spus ultimul noapte bună. Dacă ne-am trezit dimineața să mergem la școală, mâna Lui a fost peste noi. Ei bine, dragilor, noi rămânem cu Iisus Hristos. Puteți voi să mergeți cu Allah, cu Hare Krishna, cu oricine vreți, dar noi rămânem sub Hristos. Este ceea ce noi trebuie să facem. Noi trebuie să mergem și de aceea decizia noastră și alegerea noastră și porunca noastră pentru noi ca și credincioși este să punem numele Domnului peste copiii noștri. Domnul spune așa, să puneți numele Domnului peste copii și eu îi voi binecuvânta. Apoi un copil binecuvântat este un copil cu favoarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea să spune că Domnul să te binecuvinteze, să-și înalțe fața peste tine, să-ți fie favorabil. Știți ce grozav lucru este ca Dumnezeu să-ți fie favorabil? Știți ce mult contează, ce mult tânjim după favoare când mergem undeva cu o cerere? O, dacă am pe cineva să-mi pun o pilă, să pun o relație, să am puțină favoare, aș reuși. Vreau să vă spun că un copil binecuvântat are favoarea lui Dumnezeu. Și un copil binecuvântat nu are favoare din când în când, ci are o favoare permanentă, indiferent de situație. Are favoare atunci când merge la școală. El este cap și nu coadă. Are favoare când urmează să căsătorească. Dumnezeu îi pregătește un partener în Domnul cu care să trăiască o viață binecuvântată. Are favoare la locul de muncă, pentru că Dumnezeu te înalță. Are favoare în familia ta, ai favoare oriunde mergi. Dumnezeu se implică în orice domeniu ca tu să ai favoare atunci când ești binecuvântat. Un copil peste care este numele Domnului este un copil care are favoare. De aceea să nu fim inconștienți la lucrul acesta, să nu fim neglijenți, ci să punem numele Domnului peste copiii noștri pentru ca ei să aibă favoarea lui Dumnezeu. Apoi un copil binecuvântat este un copil al păcii. Domnul să te binecuvinteze și să-ți dea pace. Ce grozav lucru este ca să fii un om al păcii și un om care are pace. Ne uităm în jurul nostru și lumea este agitată, este stresată. Dacă ți-o tăia cineva calea cu mașina, ai coborât toți sfinții pe capul lui și dacă se poate, i-ai blestemat până și ultima și roata de rezervă. Că te-o deranjat, că te-o tulburat, pentru că de fapt tu nu ai pace. Dar când ești un om al păcii, zici, ok, omul ăsta se grăbește. Poate are o problemă, poate nu i-o mâncat pisica dimineață, cine știe, dar să lăsăm să treacă. Ai pace. Un copil al păcii aduce pacea în familie. Auzi multe familii care spun, așa binecuvântare este copilul ăsta pentru noi, pentru că este un copil al păcii. Un copil al păcii este unul lipsit de stres. Știți că stresul este cea mai mare problemă. Și stresul este o stare pe care cel mai adesea o inducem noi, uneori părinții, și nu știm cum să administrăm, dar Biblia ne spune că un copil binecuvântat este un copil al păcii. Deci eu mă rog pentru acești doi copii să fie copii binecuvântați. Și întrebarea pentru astăzi este aceasta, vrei să pui scaunele pentru ei? Vreau să vă rog, Florin, Laura, veniți cu copiii în față. Ne pregătim să-i binecuvântăm. Este o întrebare pe care vreau să o pun vouă, vreau să o pun tuturor care sunt în locul acesta. Cum vrei să fie copilul tău? Vrei copilul tău să fie un copil binecuvântat? Luați loc, încă
un pic ca să... M-a adus scaun și pentru Matei. Matei, ai un scaun și tu acolo, așa că e timpul să stai pe scaun, da. Vrei copilul tău să fie binecuvântat? În ce club vrei să-l înscrii pe copilul tău? În clubul șmecherilor sau în clubul lui Hristos? Ați auzit ce înseamnă să-l pui sub aripa ocrotitoare a lui Iisus Hristos? Nu lăsa pe alții, nu lăsa lumea, nu lăsa cultura, nu lăsa umanismul să decide viitorul copilului tău, ci pune-l în anturajul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când îl pui în anturajul lui Dumnezeu, am văzut ceea ce promite Dumnezeu. Atunci când pui numele Lui peste copii, El este Cel care binecuvântează. Cum întreții binecuvântarea peste copilul tău? Să știți că nu este doar un moment și spui, ok, l-am binecuvântat acum 20 de ani și rămâne binecuvântat. Este ca și atunci când mai bine câteodată la consiliere, câte o familie și întreb, ce e? Păi nu știu ce s-a răcit între noi. De ce s-a răcit? Păi dar nu mi-a mai spus de 2 ani că mă iubește. Păi de ce nu i-a spus? Păi i-a spus acum 20 de ani și lucrurile s-au schimbat, au rămas. Trebuie să-i spui tot timpul soției că o iubești. Pentru că are o problemă. Vedeți, sunt lucruri care se uită foarte ușor. Iar această expresie, te iubesc, se uită foarte ușor. De-aia trebuie totul prospătată, dragi. Nu vă considerați că e o problemă, ci pur și simplu este un natural. Vedeți, Dumnezeu ne spune în fiecare zi că ne iubește. Și nu înseamnă că s-au schimbat lucrurile. Dar știe că suntem uitoși la capitolul ăsta. Același lucru este și dincolo. Și la bărbați le place să le spuneți, doamnelor, bă, ce bărbat grozav ești. Ce mă bucur că ai ales să fiu soția ta. Ce... Spune-i, că nu te doare gura. Și vezi cum ia aripi, vezi cum dintr-o dată îi dispare burta și cresc pectoralii. Pentru că asta se întâmplă. Nu trebuie să-l trimiți la sală. Spune-i, binecuvintează-l cu cuvintele astea. Binecuvântarea trebuie întreținută. Dragii mei, nu putem spune astăzi, fi binecuvântat și să rămână, ci trebuie să spunem în fiecare zi. Totdeauna avem o binecuvântare nouă. Vedeți, Dumnezeu nu are o cămară cu lucruri puse la borcan, ci în fiecare zi El înnoiește lucrurile. Biblia spune că El își înnoiește bunătățile în fiecare zi. În fiecare zi Dumnezeu își înnoiește binecuvântările și bunătățile. Poate astăzi trebuie să-L binecuvântezi pe copilul tău ca să învețe bine poezia la grădiniță, binecuvântează, Domnul să-ți dea înțelepciune, să-ți dea o memorie bună ca să poți să înveți. Sau poate are teză la matematică, Domnul să-ți dea abilități ca să ai cele mai grozave note. Ai totdeauna o binecuvântare. Binecuvântarea este ceva concret. Dragii mei, binecuvântarea nu înseamnă te voi binecuvânta și să spui doar expresia asta, ci binecuvântarea înseamnă ceva concret. Înseamnă ceva specific. Domnul să te binecuvânteze cu înțelepciune astăzi. Domnul să te facă astăzi să câștigi cursa de alergare, să fii cel mai bun. Deci trebuie spus concret lucrurile astea, pentru că prin asta îi dai aripi, prin asta îl întărești și îl faci ca să meargă. Deci binecuvântarea trebuie întreținută și întreții binecuvântarea ținându-l aproape de Domnul, ținându-l aproape de sursa binecuvântării. Cu toții știm că rămâi aproape de foc și tot timpul ți-e cald. Dacă te duci până în celălalt capăt a camerei și sursa este acolo, simți încet, încet cum vine răcoarea pe la spate și simți că mai trebuie să-ți iei un laibăr sau trebuie, dar dacă vrei ca să fie cald, rămâi lângă foc. Dacă vreți ca copiii voștri să fie binecuvântați, țineți-i lângă Domnul și El va purta de grijă că ei să fie binecuvântați. Voi aveți autoritate să le spuneți copiilor voștri de Domnul și faceți lucrul acesta. Dumnezeu v-a dat această autoritate. Vreau să vă spun că Dumnezeu v-a găsit vrednici ca să vă încredințeze doi feciori, doi bărbați în viitor, care să-L iubească pe Domnul. V-a găsit vrednici. Florin și Laura, să știți că Dumnezeu v-a găsit vrednici. Pentru că atunci când un copil vine pe lume, este o colaborare între oameni, între cuplu, în familie și Dumnezeu. Nu are de-a face cu legea pe care o dau englezi acum cu trei părinți. Nu are de-a face cu asta. Noi ca și părinți putem ca să dăm copilului informația pe care Dumnezeu deja a pus-o, dar suflarea de viață o dă Dumnezeu. Suflarea de viață o dă Dumnezeu. Și Dumnezeu va găsi vrednici să fie împreună cu voi, colaborator, atunci când i-a dus pe lume pe Matei și acum pe Victor și El vrea ca voi să-i țineți aproape de El. Și de aceea noi vrem astăzi să-i binecuvântăm. De aceea vrem să rostim astăzi. Și mi-aduc aminte că au venit la noi, am chemat într-o seară la cină pe
Florin, pe Laura Cropie și după ce am văd masa, am stat la povești și la un moment dat au început să ne spună, știți, noi am vrea ca să ne binecuvântăm copiii, să aducem copiii la binecuvântare, să aducem pe Victor. Ce, dar știi, am vrea să-l aducem și pe Matei, pentru că nici peste el s-a lăsat binecuvântare, nicio problemă. Și zic, dar știi, am vrea ca să ne binecuvântăm și pe noi ca familie, pentru că vrem ca și familie să fim binecuvântați, să se rostească numele Domnului peste noi. Și am spus, nicio problemă. La Domnul sunt binecuvântări nespuse pentru toate categoriile. De ce astăzi ne vrem să facem lucrul acesta? Vrem să facem lucrul acesta, să punem numele Domnului peste voi, ca și familie, să punem numele Domnului peste copiii voștri. Și vreau să începem prin a pune numele Domnului peste copiii voștri. Și vă invit să ne ridicăm în picioare. Și haideți să îl luăm întâi pe Matei, că el e mai nerăbdător. Matei, vino, te rog, aici la mine. Vino aici la mine. Uite, așa, foarte bine. Trebuie să te înveți cu locul ăsta, pentru că este un loc foarte, foarte bun, un loc binecuvântat. Și vreau să punem numele Domnului peste Matei. Vreau să citim acest cuvânt personalizat la Matei. Și atunci când vom rosti numele lui Matei, sub numele Domnului, vă rog să fiți de acord cu mine și să spunem amin. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Matei Damian. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Matei Damian. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Matei Damian. Astfel să puneți numele Domnului peste copiii mei din Filadelfia și eu îi voi binecuvânta, spune Domnul Dumnezeu. Domnul să te binecuvinteze, Matei. Domnul să facă să strălucească fața lui peste tine, să se îndure de tine. Domnul să facă din tine un om mare. Domnul să te binecuvinteze cu înțelepciune, cu pricepere, cu abilitate. Mâinile tale să fie mâini care creează. Ochii tăi să fie ochi care privesc spre frumos. Urechile tale să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și pașii tăi să meargă pe calea lui Dumnezeu. Să fie o binecuvântare pentru cei din jur. Să fie o binecuvântare pentru familia ta, pentru părinții tăi. Totdeauna să fie o încurajare acolo lângă ei. Să fie un copil care se ascultă. Un copil care să-i onoreze. Un copil despre care cei din jur să spună că își onorează părinții. Că este un copil bun. Așa cum am spus despre Domnul Iisus Hristos, că El a crescut și era frumos și era ascultător de părinții lor. Deci punem încă o dată numele Domnului peste tine, numele Domnului Iisus Hristos din Nazaret, să locuiască din belșug peste Matei Damian și îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești Cel care îl binecuvintezi și locuiești peste el. Amin. Amin. Salut, Matei. Cu tine cred că mă descurc altfel. Cu Matei nu m-am riscat să-l iau în brațe, pentru că Matei este un pic mai mare. Ok? Las-o pe mami un pic. Haideți să punem numele Domnului peste Victor Daniel. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Victor Daniel. Domnul să facă să lumineze lui fața lui peste tine și să se îndure de tine, Victor Daniel. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Victor Daniel. Astfel să puneți numele meu peste copiii din Filadelfia, zice Domnul, și eu îi voi binecuvânta. Amin, amin. Domnul să te binecuvinteze, Victor Daniel. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, să fie cu tine în orice loc și în orice vreme. Mâna lui să te ocrotească, ochii lui să te vegheze, trupul tău să crească sub privirea lui, sănătos, puternic. El să-ți dea forță în mâini, în picioare, să dea ochilor tăi vedere bună, sănătoasă, să-ți dea înțelepciune. Mintea ta să fie o minte pricepută, o minte plină de abilități, să ajungi un om mare, să auzi în lucruri grozave despre visul lui Dumnezeu împlinit în tine. Mă rog ca familia ta să fie o familie binecuvântată și întotdeauna să fii binecuvântat și ochii Domnului să fie peste tine. Amin. Amin. Și acum vă rog să veniți aproape de mine.
să punem numele Domnului peste voi ca și familie. Și aș vrea înainte de asta să renoim legământul căsniciei voastre. Și o să te rog întâi pe tine, Florin, să spui după mine și apoi o să spune și Laura, bine? Și apoi o să punem numele Domnului peste voi ca familie. Vrem să fiți binecuvântați, ca să fiți o binecuvântare pentru ei. Amin. Ai dreptate, da, ai dreptate. Oamenii ăștia nu știu că ce greu. Spune după mine, Florin, azi, 1 martie 2015, în fața lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și în fața bisericii, alegem ca familie să înnoim legământul familiei noastre, legământul pentru tot restul vieții. Laura. Spune. Nu. Aleg să te iubesc din zi în zi mai mult, să te respect și să te sprijinez în vremuri grele și în vremuri bune, până când moartea ne va despărți. Viața alături de tine este un dans, un dans al inimii, un cântec al dragostei, o grădină în care au răsărit Matei și Victor. Te iubesc și te pun ca o pecete pe inima mea, ca un sigil pe brațul meu. Și acum, Laura, haide să o facem fericit pe ea. Și tu vrei să spui, poți să spui și tu, mai târziu, când o să fii în locul lor? Toate la vremea lor. Da. Laura spune, azi, 1 martie 2015, în fața lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și în fața bisericii, alegem ca familie să înnoim și să întărim legământul căsniciei noastre pentru tot restul vieții. Florin, spune-i lui. Aleg să te iubesc din zi în zi mai mult, să te respect și să te sprijin în vremuri grele sau bune, în tristețe sau bucurii, până când moartea ne va despărți. Viața alături de tine este un dans al inimii, un cântec al dragostei, o grădină în care a răsărit Matei și Victor. Te iubesc și te pun ca o pecete pe inima mea, ca un sigil pe brațul meu. Și vrem să rostim peste ei binecuvântarea. Domnul să vă binecuvinteze și să vă păzească, Florin și Laura. Domnul să facă să lumineze fața lui peste voi, să se îndure de voi, Florin și Laura. Domnul să-și înalță fața peste voi, să vă dea pacea, Florin și Laura. Astfel să puneți numele meu peste familiile din Philadelphia și eu le voi binecuvânta, spune Domnul Dumnezeu. Da, Doamne, punem numele Tău peste familia Murar, peste Florin, Laura, peste Matei, peste Victor și îți mulțumim că astăzi fața Ta strălucește și luminează peste ei. Îți mulțumesc că Tu veghezi asupra lor și mă rog ca să fie binecuvântați din belșor, să fie binecuvântați acasă, să fie binecuvântați la muncă. Mă rog, o Doamne, ca să nu le lipsească niciodată pâinea de pe masă, să fie binecuvântați din belșor și să fie o binecuvântare. Favoarea Ta să fie peste ei, ochii Tăi să fie peste ei, mâna Ta cea bună să fie peste ei, îndurarea Ta să-i însoțească. Îți mulțumesc că îi binecuvintezi, că Tu deschizi cerurile peste ei cu binecuvântare și favoare. Îți mulțumesc că niciodată nu le va lipsi nimic. Îi binecuvintezi în sănătatea lor, îi binecuvintezi ca trupurile lor să fie păzite, să fie ocrotite, îi binecuvintezi peste mintea lor, ca mintea lor să fie totdeauna captivată de Tine. Niciodată să nu fie frică, niciodată să nu fie îndoială acolo, ci totdeauna încredere în Tine, pentru că Tu ești Dumnezeu. Amin. Amin. Pentru că am dreptul ăsta, pot să sărut nevastă. Aici aveți un certificat în care certificăm asta, al doua acesta cu voi.
ai grijă de tine. Bun, haideți să luați loc acum. Hop. Mergeți la loc acum. Lui Victor văd că mi-i place acest față foarte tare. Dragii mei, haideți să luăm loc puțin. Vreau ca să mergem mai departe. Astăzi este o zi a autorității, o zi în care executăm autoritate din Belșov. Vom avea și cina. Dar înainte de asta vreau să invit pe Luminița, vreau să invit trupa Cântecul Națiunii și vrem ca să îl lăudăm pe Domnul cu două cântece și vreau să vă mai spun ceva. Putem să venim jos aici, pentru că după aceea vom intra în cină. Putem să venim pentru încă un pachet scurt de închinare și apoi vom intra în cină cu toți împreună și vom putea tot rămâne aici, pentru că vă știți că atunci când coborâm la cină, noi venim toți aici jos. Așa că vă invit să... să ne pregătim pentru închinare, să-i spunem lui Dumnezeu cât de minunat, cât de grozav este El. Amin. Domnul este minunat, noi ne bucurăm să fim împreună cu voi și să avem o părtășie așa de minunată. O să cântăm două cântece, dar primul vorbește despre El și vreau să vă spun un pic de o experiență pe care am avut-o la începutul anului. Nu știu dacă voi sunteți la fel ca mine, dar eu îi cer lui Dumnezeu anumite lucruri la începutul anului să-mi dezvăluie cam cum să merg, pe ce linie mă încadrez, care-i visul lui pentru mine, care e direcția, care sunt pașii care trebuie să-i fac. Și, în general, eu văd anii în culori. Anul trecut a fost anul albastru, anul speranței. Și Domnul mi-a vorbit la începutul anului că anul acesta este anul gloriei lui Dumnezeu, anul auriu. Și eram așa de entuziasmată și în momentul în care a început anul, au început și problemele și niște probleme așa de mari, de nu știam ce înseamnă asta, Doamne, Tu ai zis de glorie, glorie, eu o văd așa, entuziasm mult, totul roz, totul în culori, unde este auriu ăla de care mi-ai vorbit Tu, Doamne, coroana aia? Și când am zis coroana, dintr-o dată mi-am adus aminte de coroana de spini și că nu există glorie fără cruce. Și El este Dumnezeu și nu contează ce se întâmplă, contează doar că noi trebuie să căutăm, să umblăm în gloria lui Dumnezeu, să căutăm fața Lui, să căutăm ca El să-și ia slava și gloria din mijlocul nostru. Cântecul nostru se numește Ești Dumnezeu și este un cântec care vrea să aducă gloria lui Dumnezeu, să-i dea Lui toată cinstea. Peste viața mea.
Îndoarea ta mă face să vibrez. Ridică-mă, ridică-mă, ridică-mă. Strălucește peste viața mea. Ridică-mă, strălucește peste viața mea. Ridică-mă, ridică-mă, ridică-mă. Strălucește peste viața mea. Strălucește peste viața mea. Hallelujah, hallelujah.
prezența lui Dumnezeu ne copleșește și atât de mare. Prezența lui Dumnezeu este ceea ce avem nevoie. Chiar dacă suntem copleșiți, este ceea ce avem nevoie. Ca El să se vadă mai mult decât ne vedem noi. El este nemuritor. O să cântăm un cântec din Isaia 53. Și e ritmat și ne bucurăm. Chiar dacă pasajul e trist, dar El a biruit definitiv. Amin. E triumfător, e nemuritor, oh, 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 al meu salvator, e triumf și voi, e nemuritor, oh, 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 al meu salvator, e triumfător, e nemuritor, oh, 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 al meu salvator, e triumfător. E nemuritor, oh, 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 al meu salvator, e triumfător. Disprețuit și părăsit, om al durerii chinuit, cine atunci ar fi crezut că El va câștiga mormântul e gol? El l-a învins, Hristos este viu, El a mormântul e gol, El a învins, Hristos este viu, El a învins. E nemuritor, oh, 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 al meu salvator, e triumfător. E nemuritor, oh, 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 al meu salvator, e triumfător. E nemuritor, oh, 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 al meu salvator, e triumfător, e nemuritor, oh, 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 al meu salvator, e triumfător. Pedeapsa care pacea ne dă, asupra lui a căzut. Doar El poate a ne-ndreptăți, voița dat ca jertfă. Vrăjmașul l-a înfrânt, Iisus Hristos, și veci va domni, Iisus Hristos. Vrăjmașul l-a înfrânt, Iisus Hristos, și veci va domni, Iisus Hristos. E nemuritor, oh, 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 al meu salvator, e triumfător. E nemuritor, oh, 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 al meu salvator, e triumfător. E nemuritor, oh, 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 câștigat definitiv, ești în glorie întronat. Ai câștigat definitiv, ești în glorie întronat. Ai câștigat definitiv, ești în glorie. Noi declarăm acest lucru. Ai câștigat definitiv, ești în glorie întronat. Ai câștigat definitiv, ești în glorie întronat. Mormântul e gol, El a învins, Hristos este viu, El a învins. Mormântul e gol, El a învins, Hristos este viu, El a învins. Mormântul e gol, El a învins, Hristos este viu, El a învins. Mormântul e gol, El a învins, Hristos este viu, El a învins. E nemuritor, oh, 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 al meu
făcut.